După ce soțul ei a plecat din familie, Ludmila a rămas singură cu doi copii mici. Sincer vorbind, pentru ea a fost un șoc, o lovitură. Nu putea nici măcar să-și imagineze că ceva ar fi fost în neregulă în familia lor, din potrivă, credea că totul era bine. În sfârșit, lucrurile se liniștiseră. Păreau fericiți. Și atunci femeia a avut parte de un dur contact cu realitatea. Soțul ei, Alexandru, nici măcar nu a avut puterea să explice, să vorbească, să pună lucrurile la punct. Nu, a acționat ca un laș, ca un ticălos, a plecat liniștit, lăsând doar un bilet mic. A fugit, de fapt, a strâns toate lucrurile și a părăsit apartamentul în timp ce Ludmila era la clinică cu copii. Dar cine face așa ceva? Este asta demn? Asta aștepți de la o persoană cu care ai trăit sub același acoperiș, de la care ai avut copii? Și acel bilet. Ludmila nu va uita niciodată scurtimea mesajului fostului ei soț. Nu mai pot suporta, plec. Simplu și clar, pentru ca femeia să nu își facă iluzi de șarte. Era incredibil, insuportabil de dureros. Ludmila nu putea înțelege cum a putut el să facă așa ceva cu ea, cu copii. Desigur, a încercat să-l sune, dar abonatul nu mai era disponibil. Alexandru nu plecase în grabă, în tăcere, pentru a explica ulterior. Mai rău, Alexandru plecase nu doar așa. A luat toate economiile familiei, a luat tot ce aveau. Desigur, nu se gândea să plătească pensie alimentară pentru copiii săi. Se dovedește că prăbușirea financiară a fost un șoc mult mai mare decât trădarea amoroasă. Acea durere era doar emoțională, iar în situația banilor, Ludmila se confrunta cu disperare și lipsă de speranță. Dacă ar fi fost singură, dar avea copii. Trebuiau hrăniți, îmbrăcați, dar cum? Cu ce? Femeia nefericită a înțeles destul de repede că lacrimile nu ajută la nimic. Poți sta infinit și să te compătimești, dar asta nu va schimba nimic. Mâncarea nu va apărea în frigider și banii nu vor intra pe cart. Trebuia să se adune și să se miște. Princi nu pot ușiți nu vreau, trebuia să se scoată din groapa emoțională pentru copii, pentru binele și copilăria lor fericită. Ludmila nu putea să-și permită să-i dezamăgească, să-i trădeze, așa cum a făcut tatăl lor. Nu erau multe opțiuni. Trebuia să înceapă cu lucrurile mici și evidente. În primul rând, tânăra femeie a decis să se mute la mama ei din apartamentul ei. Un mic apartament în oraș, moștenirea Ludmilei și a mamei ei, putea fi închiriat, astfel apărând niște bani. Între timp, putea locui la țară, într-un mic sat, împreună cu mama ei, pensionară. Pentru copii, era chiar mai bine, încerca să se liniștească Ludmila. Aer curat, produse naturale. Oricum, nu erau alte opțiuni. Nu își putea permite să plătească nici măcar utilitățile. Și pentru a merge la muncă, trebuia să lase copiii cu cineva. Din păcate, nu era rândul la grădiniță. Iar o bună era doar un vis. În prezent, o asemenea lux era clar inaccesibil. Desigur, satul nu era orașul. Dar acolo avea măcar o șansă să câștige ceva bani, punând perfuzii, făcând injecții. Pentru că înainte de concediul de maternitate, Ludmila fusese asistentă medicală. Totul era departe de ideal, dar cum altfel? Ar fi fost mai bine să rămână în oraș și în curând să trăiască doar cu pâine și apă, să cerșească? Ludmila prefera munca cinstită. Margarita Timofevna, mama Ludmilei susținea pe deplin decizia fiicei ei. Corect, nu mai pierde vremea. Ți-am spus de mult că ar trebui să te muți cu copiii la mine. Le va fi bine aici, în aer curat. Aici sunt mulți alți copii, de ce să complici lucrurile? Oricum, nu erau alte soluții. Banii erau aproape zero. A plătit ultimele bani pe utilități și a cumpărat câteva produse alimentare chiriașii erau deja găsiți, păreau oameni normali. A pregătit lucrurile. A strâns totul astfel încât să nu existe cale de întoarcere, a suspinat amar Ludmila. Ideea de a se întoarce la mama ei în satul natal nu era prea dragă. De ce să deranjeze pe Margarita Timofevna, pensionara bolnavă? Desigur, își iubea foarte mult nepoții dar să-i vadă ocazional sau să locuiască permanent și să aibă grijă de doi copii buni. Sunt lucruri diferite. Nu voia să se impună, să o oblige pe mama să-i rezolve problemele. Ludmila nu era obișnuită cu ajutorul, devenise independentă de tânără, așa că circumstanțele actuale o obligau literalmente să facă sacrificii. Bine. În ciuda tuturor temerilor și așteptărilor, se bucura Margarita Timofevna. Totul va fi bine, vei vedea. Toată lumea trece prin perioade negre și gri în viață. Cine nu a fost rădat în această viață? Trebuie doar să tragi concluzii și să mergi mai departe. Da, mami, înțeleg. Nu am timp să mă prăbușesc. Imediat ce ajungem, trebuie să caut clienți, pacienți, pentru ca pe lângă chiria apartamentului să mai câștig niște bani nu pot sta pe spatele tău. Nu-ți face griji. I-am spus deja mătu și Marina. Ea le va spune tuturor despre venirea ta și că ai nevoie de muncă suplimentară. Știi cum stăm cu ajutorul medical. Sunt sigură că vei găsi rapid pe cineva. Ar fi bine dacă și în satul vecin ar afla despre tine. Acolo oamenii au bani buni. Își pot permite să plătească și să angajeze o asistentă medicală. Da, ar fi ideal, spuse visătoare Ludmila. Într-adevăr, acum 10 ani, în zona lor a apărut un nou sat pentru bogați. Se pare că i-a atras natura, aerul curat, lacurile din apropiere. Desigur, aveau nevoie de personal de serviciu. Bogații preferau să-i angajeze pe cei din satele vecine. Din oraș nu te poți deplasa în fiecare zi, dar aici, la 5 km, ești la locul de muncă. Ludmila ar putea merge direct, printr-o potecă de pădure. Nu mai mult de 3 kilometri și jumătate. Ce mai înseamnă să mergi pe bicicletă când nu e zăpadă? Așa că asistenta medicală spera că și acolo va găsi pacienți. Oamenii bogați puteau să-și permită să plătească decent pentru serviciile medicale. E mai ușor să iei bani de la cineva care îi are. Ludmila știa bine că de la vreo bunică pensionară tot va lua firimituri. Nu putea trece peste educația ei. Astfel s-a realizat mutarea Ludmilei cu copiii în locurile natale. La început totul părea trist și fără bucurie, dar în realitate lucrurile erau cu totul diferite. Copiii, micuța de doi ani, Aneca și Mișa de cinci ani. Au primit noua casă cu mare entuziasm. Desigur, în apartament era strâmt, iar aici era spațiu, totul era interesant. Unde ar putea vedea acum copiii din oraș o vacă adevărată, o capră sau purcei? În general, copiii erau încântați. Fiul îi tot spunea mamei: Dar vom mai locui aici, nu-i așa? Nu ne vom întoarce încă în oraș. Nu, Mișule. Cred că vom rămâne aici pentru o vreme, zâmbea femeia. Inima îi se bucura văzându-și copiii fericiți. Pentru o mamă, ce poate fi mai important? Ludmila era foarte îngrijorată pentru copiii ei. Avea ceva mai valoros decât ei? Așa că, treptat, viața a început să reintre în normal, fără temeri. Trebuia doar să meargă înainte, mai ales că nu avea de ales. Cum putea să cedeze, să-și recunoască slăbiciunea? Asta era posibil doar pentru soțul ei, nu pentru ea. Ludmila făcea tot posibilul ca copiii să fie fericiți, ca mișule și a neca să nu ducă lipsă de nimic. Nu ei erau vinovați că mama le-a ales un tată nepotrivit. Nu era vina lor și nu era responsabilitatea lor. Mai mult, trebuia să aibă grijă și de mama ei. Abia acum, trăind cu ea sub același acoperiș. Fica a observat că în ultima vreme Margarita Timofevna se deteriorase mult și cine avea grijă de ei toți dacă nu ea. Cu ei păsa. Așa că, indiferent de toate, Ludmila și-a suflecat mânecile și a început să muncească. Trebuia să meargă mult, să se deplaseze pe bicicletă, să interacționeze mult cu oamenii grav bolnavi. Evident, era foarte obositor, atât moral, cât și fizic. Dar asistenta medicală nici nu se gândea să se plângă. Totul mergea așa cum dorea ea. Avea pacienți care puteau plăti pentru munca ei. Mulțumesc mult! Într-o asemenea situație, să te plângi și să te vaiți însemna doar să-L mâni pe Dumnezeu. Când au început să apară primii clienți permanenți, viața a căpătat noi culori. În sfârșit, Sentimentul de disperare și neputință dispăruse, iar asta era cel mai important. Ludmila trăia deja de trei luni în acest ritm și era mulțumită de tot. Era foarte încurajator pentru femeie faptul că acum nu mai era rușine să privească copiii în ochi, refuzându-le lucruri mărunte pentru care pur și simplu nu avea bani. Într-o zi, Ludmila a mers cu bicicleta în satul vecin la o pacientă constantă care primea perfuz cu vitamine pentru a-și menține tonusul și sănătatea generală. Asistentei medicale îi plăcea foarte mult de Varvara Nicolaevna, care plătea bine, își permite acest lucru, glumea, râdea, nu o privia pe asistentă ca pe o servitoare, ceea ce se mai întâmpla. Avea o relație bună, chiar prietenoasă. În acea zi, femeia avea o dispoziție de luptă, înălțătoare. După perfuzie, Varvara Nicolaevna i-a propus Ludmilei să bea o cafea. Aceasta nu a refuzat. Femeile discutau despre viață. Oh! S-a trezit pacienta, amintindu-și ceva. Ce ui tu că sunt? Promisesem să vorbesc cu tine și am uitat complet. Ludmila a devenit foarte interesată. Ar fi fost bine dacă Varvara Nicolaevna o recomanda unei vecine bogate. Ce e? Nu e chiar domeniul tău, dar am promis să întreb. Poate te interesează. Aici, la noi, pe strada Lenin. Casa cea mai mare din sat. O știi? Asistenta a dat din cap răbdătoare. Desigur, acea casă uriașă era greu de trecut cu vederea proprietarii investiseră mult în casă și în decorul ei. Acest lucru era evident chiar și cu ochiul liber. Gardul înalt, menit să ascundă splendoarea, atrăgea și mai mult atenția curioșilor. Așadar, acolo caută o îngrijitoare pentru proprietarul bolnav pe moarte. Are ceva probleme grave de sănătate, se pare că este în stadiul terminal al unui cancer. E nevoie de o persoană cu experiență și cu studii medicale. Asistenta anterioară a demisionat recent, e de înțeles. Trebuie să locuiești acolo. Nu poți face naveta din oraș. Ce zici? Ești interesată? Aș putea să te recomand. Sunt sigură că salariul este foarte bun. Ludmila avea mari dubii. E un loc de muncă cu normă întreagă. Dar cum rămâne cu copiii? Cu mama? Se vor descurca fără ea? toate grijile și problemele ar cădea pe umerii Margaretei Timofevna. Nu, fără ea, o astfel de decizie serioasă nu putea fi luată în niciun caz. Trebuia să discute totul la Consiliul de Familie. Mă mai gândesc, răspunse politicos asistenta. Am copii, mama. Știți, trebuie să cântăresc și să reflectez bine. Desigur, răspunse Varvara Nicolaevna ridicând din umeri. Gândește-te și sună-mă dacă te hotărăști. Pe drumul de întoarcere, Ludmila se gândea la oferta primită. Erau foarte multe dezavantaje, normă întreagă, un bolnav grav, prezența constantă într-o casă străină, dar era și un avantaj major, salariul. Și ce să facă? Întoarsă acasă, fără a mâna, a chemat-o pe mama la o discuție i-a povestit Margaretei Timofevna tot ce știa. Și ce crezi? Sunt multe dezavantaje, dar sunt sigură că munca va fi bine plătită. Știi că acum banii nu sunt de prisos. Dar nu vreau să iau decizi fără tine. La urma urmei, te privește și pe tine. Cred că mă voi descurca cu copii. Nu este nicio problemă. La urma urmei, Înțeleg bine că în stadiul terminal de cancer, nu trăiesc mult. Nu va fi pentru mult timp. Mă îngrijorează mai mult starea ta morală, spuse Margareta Timofevna. Să fii mereu cu un om pe moarte, se îngrijora ea. Nu te îngrijora. E munca mea, ca cât mai calm posibil. Nu voia să-și supere mama în plus, nu avea rost. Ești sigură, mamă? vor fi multe griji și responsabilități pentru tine. Cred că ar trebui să încerc, măcar să discut despre condiții mai detaliat, să aflu ce și cum, pentru a nu regreta oportunitatea ratată. Corect. Așa voi face. De dimineață de vreme, asistenta medicală i-a sunat pe Varvara Nicolaevna. Bună, Ludmila. Răspunse prietenoasă vocea din telefon. Bună ziua! Scuzați deranjul. Îmi puteți spune dacă oferta de ieri mai este valabilă? Întrebă direct asistenta. Trebuie să contactez stăpâna casei, Veronica Stepanovna. O să-i dau numărul tău. Dacă mai au nevoie de cineva, te va suna. E bine? Da, desigur. Mulțumesc mult! Cu plăcere! răspunse politicos pacienta și închise, părând chiar bucuroasă să ajute. Într-adevăr, nu trecu nicio oră când telefonul Ludmilei sună. Era Veronica Stepanovna. Se pare că încă mai căutau o îngrijitoare. Căuta o persoană demnă și un profesionist, cum sublinia se stăpâna casei. După voce, era o femeie de vârstă medie, destul de politicoasă. Tonul ei avea ușoare nuanțe de aroganță, dar în limite acceptabile. La urma urmei, Ludmila se obișnuise deja cu un tratament mai rău din partea celor cu autoritate. Femeia o invitase pe Ludmila la un interviu, menționând că trebuie să se vadă față în față și să discute detaliile. Până la prânz, Ludmila ajunsese la casa aceea luxoasă, simțind un pic de neliniște, dar se liniștea spunându-și că încă nu se angajase la nimic. Ci doar vor discuta detaliile. Putea întotdeauna să refuze politicos. Acest gând îi dădea încredere. Surprinzător, stăpâna casei, soția potențialului pacient al Ludmilei, Veronica Stepanovna, părea foarte prietenoasă și calmă. În munca ocazională din sat, Ludmila se obișnuise deja cu lipsa de respect, iar calmul și prietenia ei o surprindeau plăcut. Desigur, erau excepții, ca minunata Varvara Nicolaevna, dar acestea erau puține. Veronica Stepanovna i-a explicat în detaliu Ludmilei care erau sarcinile și responsabilitățile. Salariul era, într-adevăr, generos. Asistenta medicală era surprinsă de generozitatea gazdelor. Desigur, nu era muncă gratuită, cerințele pentru îngrijitoare erau foarte stricte. Cea mai neplăcută veste pentru Ludmila a fost că proprietarii cereau ca îngrijitoarea să locuiască în casa lor, să fie permanent cu pacientul. Avea un singur liber pe săptămână, duminica, cu condiția ca pacientul să fie stabil. Și acum ce să facă? Ludmila era confuză. Discutase cu mama măcar o prezență parțială acasă. Margarita Timofevna părea curajoasă dar cum se va descurca cu copii șase zile pe săptămână, 24 de ore pe zi? Pe de altă parte, mama nu ar înțelege dacă Ludmila ar refuza. Între timp, stăpâna casei, observând dentarea în ochii Ludmilei, nu avea de gând să renunțe. Înțeleg, cerințele noastre sunt mari, dar soțului meu, Marcar Sergeevici, îi este necesar un îngrijitor non-stop. El se adaptează greu la noi persoane, dar suntem dispuși să plătim bine pentru serviciile tale. Desigur, în acest sens nu am nicio obiecție, răspunse asistenta. Doar că trebuie să mă înțelegi și pe mine. Alegerea nu este ușoară. Am acasă mama și doi copii mici. Pe fața Veronicăi Stepanovna se văzu dezamăgirea. Zicând asta, Ludmila cântări din nou toate-ți pro-ușiți contra-uși hotăr să accepte oferta. Promiteau să plătească atât de bine încât era păcat să refuze. Dacă mamei ei va fi prea greu, va putea să caute o bonă. Cu un asemenea venit, își va putea permite acest lucru. În plus, în satul lor era greu de găsit un loc de muncă. Fetele locale ar fi fost bucuroase să aibă grijă de copii pentru o sumă rezonabilă. Decizia era luată. În afară de asta, erau și alte reguli pe care stăpâna casei le-a menționat clar de la început, unele dintre ele au cam neliniștit viitoare îngrijitoare. De exemplu, Veronica Stepanovna voia să fie la curent cu absolut tot ce se întâmpla cu soțul ei. Nu doar cu starea lui de sănătate, ci și cu activitățile și treburile lui. Părea că îi se cerea să spioneze suplimentar bolnavul, sau poate doar i s-a părut suspicioasă Ludmila. Asistenta presupunea că serviciile sale ar trebui să fie satisfăcătoare în primul rând pentru Macar Sergeievici, dar se părea că centrul principal de luare a deciziilor era Veronica Stepanovna. Asta a deranjat-o pe Ludmila, dar și-a găsit repede o explicație logică. Probabil că prin acest control sufocant își manifesta iubirea și grija pentru bolnav. Oamenii sunt diferiți și se descurcă diferit cu stresul și durerea. Ludmila a decis că nu are rost să mai dezbată în mintea ei. Trebuia să-și amintească de locul și de responsabilitățile sale, să le îndeplinească așa cum au convenit. Acum trebuia să-l cunoască pe pacientul ei. Macar Sergeievici a surprins-o din prima pe Ludmila. În primul rând, era mult mai în vârstă decât își imaginase. Probabil, presupusese, pe baza vârstei soției sale, că erau aproape de aceeași vârstă. Dar, în realitate, bărbatul era cu 20-25 de ani mai în vârstă decât soția sa. Dacă Veronica Stepanovna părea o femeie înfloritoare și îngrijită de vârstă medie, Macar Sergeievici era vizibil îmbătrânit și bolnav. Era evident că pacientul era grav bolnav. Subțire până la uscăciune, cu o față de culoare galben cenușie, ochi obosiți și bolnavi diagnosticul de cancer în stadiu terminal la rinichi, confirmat de Veronica Stepanovna, nu lăsa loc de speranțe. Nu se mai putea face nimic, nu mai rămânea decât să-i ușureze durerea și să-i mențină cât de cât organismul. Ludmila era obișnuită cu astfel de situații, așa că surpriza nu îi se vedea pe față. Cu un zâmbet binevoitor, s-a apropiat de pacientul ei viitor. Bună ziua, Macar Sergeievici, sunt Ludmila, îngrijitoarea dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Bună ziua, răspunse bărbatul răgușit. Bine, să ne cunoaștem. Veronica, poți pleca, de aici mă descurc singur. Se adresă el poruncitor soției, care o adusese pe Ludmila. Femeia a dat din cap și a plecat imediat. Era clar că nimeni nu contrazicea stăpânul casei. Dacă ceva se făcea împotriva voinței lui, era doar pe ascuns. După ce soția a ieșit și a închis ușa, bărbatul s-a adresat din nou Ludmilei. Vă rog, luați loc. Acum trebuie să mă uit la dumneavoastră și să decid dacă mi se potriviți. Bizar. Stăpânul casei vorbea foarte politicos, calm, rar de respectuos și manierat, dar Ludmila simțea totuși un fior. Discuția ulterioară cu Macar Sergeievici nu și-o amintea prea bine. În mare parte se mâna cu un interogatoriu. Pacientul punea întrebări și se uita la ea cu provocare și interes. Părea că îl interesau mai mult reacțiile asistentei decât răspunsurile în sine. Ludmila era îngrozită și aproape hipnotizată de privirea obosită a bărbatului. În cele din urmă, Macar Sergeievici și-a lovit ușor palma peste genunchi. Da, mi se pare că sunteți potrivită. Îmi cer scuze pentru întrebările numeroase. Poate am depășit unele limite, dar înțelegeți, trebuia să știu cu cine îmi voi petrece restul vieții. Aceasta era o declarație curajoasă și chiar îndrăzneață. Ce putea să-i răspundă? Ar fi fost prostesc să-i spună că totul este înainte, că nu trebuie să renunțe, că aceasta ar fi fost doar o ofensă pentru bărbat. Totul era clar, la ce bun să se prefacă. De aceea, Ludmila a reușit doar să scoată unți, dar de sigur, înțeleg perfectul neutru. A doua zi, dis de dimineață, Ludmila a fost luată de acasă de șofer. Așa era înțelegerea. Trebuia să-și aducă lucrurile personale. Așa a început munca ei în acea casă. Pe drum spre satul vecin, avea sentimente amestecate sincer vorbind, deja regreta și se miustra pentru că acceptase acest job. O speriase foarte mult Macar Sergeievici. Privirea lui pătrunzătoare părea să străpungă sufletul. Straniu, dar în prima zi de muncă, pacientul nu mai părea atât de înfricoșător. Din potrivă, bărbatul făcea glume, încerca să destindă atmosfera. Sentimentul acela de apăsare dispăruse complet. Ludmila începea să respire ușurat, căci trebuia să se adapteze la noile circunstanțe. Poate părea absurd, dar neliniștea femeii nu dispărea deloc. În acea casă se simțea groaznic și incomod. De ce? La început, Ludmila punea asta pe seama lipsei de obișnuință de a trăi în atâta lux, pe adaptarea la noile realități și la noi oameni din jur. Dar nu, erau cu adevărat niște ciudățenii acolo. Din primele zile de viață în Conac, Ludmila, fiind o observatoare atentă, a început să remarce nereguli. Se părea că stăpâna casei, atât de inteligentă, calmă și politicosă, era totuși temută de toată lumea. De ce? Nu era ciudat. Ar fi fost de înțeles dacă Veronica Stepanovna ar fi fost un tiran capricios, dar nu părea să fie așa, cel puțin nu încă. Sau poate asta era valabil doar pentru ea? Pentru ceilalți, stăpâna era mai exigentă. În casă era liniște mormântală, ca în cripta. Pentru o mamă obișnuită cu râsetele, strigătele și zgomotele diverse, această tăcere era extrem de neobișnuită. Atribșa și asta caracterului gazdelor. Cine știe, poate cineva e sensibil la zgomote. De ce nu? Apoi, Ludmila a aflat că nimeni nu avea voie să vină la stăpâna casei fără să fie anunțat. Veronica Stepanovna avea propriul etaj în casă, ultimul, al treilea, și nimeni nu avea voie să urce acolo fără aprobare prealabilă. Chiar și menajera făcea curat doar în prezența stăpânei. Straniu, nu? De obicei, e invers. Ludmila era atât de surprinsă încât nu a rezistat și a întrebat-o direct pe Maria, economa principală, care răspundea de întregul personal. De ce e așa? Nu e ciudat. Dar curiozitatea i-a fost imediat criticată. Maria a privit-o rece pe femeia care punea întrebări neavenite. Ludmila, spuse ea oficial și ferm, în această casă nu e obișnuit să pui întrebări. Trebuie doar să urmezi ordinele, altfel vei fi dat afară rapid. A primit, desigur, ce merita. Curiozitatea poate fi mare lucru, dar e și un mare defect. Totuși, Ludmila nu se putea liniști, iar acele mistere și răspunsul arogant al Mariei doar îi stârneau și mai mult dorința de a afla ce se întâmplă. În timpul liber, Ludmila începea să observe, să asculte, Manifestând interes discret față de etajul al treilea al casei. Era grozav de curioasă să afle ce se întâmpla acolo. Nu poți proteja ceva atât de minuțios dacă nu e un secret, nu? Și trebuia să se distreze cumva. Macar Sergeievici obosea repede și adesea dormea. Curând, Ludmila a aflat că Veronica Stepanovna avea o intrare suplimentară pe etajul ei. Adică, da, se putea ajunge acolo pe calea obișnuită, urcând scările principale, dar exista și o rută suplimentară. Ludmila a aflat asta complet întâmplător. Noaptea nu putea dormi și citea la fereastră de pe eriader, fără să aprindă lumina. Îi plăcea să ridice din când în când privirea de la carte și să se uite la luna frumoasă. Priveliștea de la etajul al doilea al casei era minunată datorită apropierii de apă de la carte, asistenta a fost distrasă de sunetul porții de la intrare deschizându-se. Desigur, a început să se uite atent la ce se întâmplă, cine putea veni la ora trei noaptea. Mașina era necunoscută, dar nu a putut distinge prea multe, automobilul a intrat imediat în garaj. Nimeni nu a ieșit din garaj. Da, acolo era o intrare în casă. Dar Ludmila ar fi auzit. Ușa era aproape direct sub camera ei. Totuși, sunetele se auzeau de la etajul al treilea. Acolo se întâmpla ceva. Păcat că nu se putea distinge nimic. Izolația fonică în casă era excelentă. Dar nu era nicio îndoială. Oricine ar fi fost acel vizitator nocturn, a urcat direct în apartament Veronica Stepanovna, evitând primul și al doilea etaj. Concluzia era evidentă. În casa uriașă erau pasaje și intrări suplimentare despre care nu toți știau. Acum se înțelegea și de ce stăpâna era atât de precaută în privința vizitatorilor neașteptați pe etajul ei. Nu avea nevoie de martori suplimentari. Probabil, Ludmila era convinsă că noaptea, în secret, stăpâna era vizitată de un amant. De ce nu? Era încă o femeie tânără, natura își cerea drepturile. Deși era puțin trist pentru Macar Sergeievici. Cum rămânea cu el? Erau doar frământările interne ale femeii. Nu avea niciun gând să se amestece în problemele personale ale soților. Își satisfăcuse curiozitatea. Acum totul se clarificase. Secretul stăpânei era vechi de când lumea. Din acea zi, Ludmila s-a liniștit complet. Ce mai conta? Se temea să nu descopere schelete îngrozitoare în dulap, lucruri de care chiar să se teamă, dar un amant? Ce mare scofală! Totuși, interesul Ludmilei nu a trecut neobservat de angajații casei. Tânăra menajeră, Valeria, s-a hotărât să-i dea un sfat necerut. La o ceașcă de ceai, tânăra, coborând vocea, I-a spus, nu e treaba mea, dar vreau să te avertizez, să știi că în această casă sunt numai informatori. Ai grijă să nu-ți pierzi locul de muncă din cauza curiozității tale. Ludmila a făcut pe La ce trebuiau problemele? Nu înțeleg, Lera, despre ce vorbești. Toți știu deja că ai întrebat-o pe Maria diverse lucruri despre ciudățenile stăpânei, răspunse menajera. Ludmila nu avea de gând să se dea bătută și doar a ridicat din umeri. Mi s-a părut ciudat, de aceea am întrebat. Poate e ceva ce ar trebui să știu. Poate trăiește un crocodil la Veronica Stepanovna, de unde să știu? Ludmila s-a prefăcut absurdă pentru a încheia discuția. ce spusese Valeria nu-i plăcuse deloc și nu voia să continue discuția. Valeria a râs forțat. Hai! Deja l-ai văzut pe amantul Veronicăi noastre? A întrebat ea direct. Dar Ludmila a decis să folosească imediat sfatul primit, să-și țină gura, căci casa era plină de informatori, nu? Chiar nu înțeleg despre ce vorbești, Lera, a răspuns ea cât de serios a putut. Nu-i trebuiau probleme și complicații suplimentare. Valeria a pufnit demonstrativ, desigur, nu a crezut-o. Dar nu avea dovezi, ceea ce era deja bine. Ludmila nici măcar nu i-a povestit mamei despre misteriosul vizitator nocturn care ajunsese în mod inexplicabil la etajul superior al casei. Nu avea nevoie de bârfe și discuții inutile. Asistenta gândea pragmatic. Cariera ei în această casă era trecătoare, și era o mare prostie să pună întrebări și să arate interes. Trebuia să fie mai inteligentă să-și vadă de treabă liniștită, să-și ia banii și să trăiască în pace cu toată lumea sub același acoperiș. După moartea lui Macar Sergeievici, Ludmila va trebui să-și caute un alt loc de muncă, iar recomandările văduvei vor fi folositoare. Poate că suna cinic, dar era adevărul. Pentru a se distrage de la toate cele ce se petreceau în casă, Ludmila s-a afundat în muncă era deja foarte conștiincioasă în îndeplinirea responsabilităților sale, iar acum era complet concentrată pe Macar Sergeevici. Se străduia să facă totul pentru ca pacientul să se simtă cât mai bine, atât fizic, cât și moral. Scopul ei era să-i ușureze suferința bărbatului și asta făcea de dimineață până seara. La început se obișnuiau unul cu altul. Afaceristul o trata cu reticență și prudență caracterul și experiența sa de viață și profesională își puneau amprenta pe atitudinea lui față de oameni și viață în general. După ce s-a obișnuit puțin cu asistenta, Macar Sergeievici a început să se poarte tot mai cald cu ea, să-i povestească, să-i arate și să-i explice lucruri. Trebuie să recunoască că Ludmila era foarte interesată, era fascinată de viața trăită de bărbat, de experiența și cunoștințele lui pacientul a găsit în Ludmila o alinare. Vedea că ea se comporta cu el cu sinceritate. Da, ea lucra acolo, dar în responsabilitățile ei nu intra să arate curiozitate și interes, să vorbească despre ea însă și să împărtășească noutăți. Macar Sergeievici, la rândul său, se interesa de viața femeii, de copii, de viața ei în general. Se pare că, în ciuda banilor mulți, afaceristul era foarte singur. Boala făcuse lucruri groaznice cu el, tăiase calea de comunicare cu lumea. Puterile nu mai erau aceleași. Sănătatea îl trăda, nu mai putea alerga după afaceri, rezolva probleme, acționa, iar asta era viața lui. Asta era ceea ce îl făcea să respire. Iar acum stătea între patru pereți, iar înainte de venirea Ludmilei, cercul de comunicare al afaceristului era format în principal din soția lui și personalul casei. Rareori veneau doctori și alți lucrători medicali. Când situația era extraordinară, managerul care se ocupa de afaceri și probleme lua legătura cu Macar Sergeievici. Și aceste contacte erau rare. Toate legăturile erau strict controlate și reglementate de Veronica Stepanovna. Desigur, Ia se ghida în primul rând de grija pentru soțul ei, el nu trebuia să se streseze. La început, afaceristul se opunea, crezând că boala nu este o condamnare definitivă, că medicina a făcut pași mari înainte. Dar atât specialiștii de la noi, cât și cei de peste hotare, ridicau din umeri. Era prea târziu. Din păcate, boala avansase prea mult. Trebuie să-i recunoaștem meritul lui Macar Sergeievici că, chiar și când a auzit diagnosticul final, nu a vrut să cedeze. Credea și spera că mai are un viitor, că va avea loc un miracol. Nu a vrut să încetinească ritmul vieții sale, să-și schimbe obiceiurile. Atunci, corpul său a cedat. Pe lângă boala principală, a suferit un infarct. Asta l-a doborât complet vă grăbiți atât de mult să ajungeți pe lumea cealaltă? Se enerva medicul curant, neascunzându-și emoțiile. Era de așteptat și justificat, își încheia povestea Macar Sergeievici pentru Ludmila. Sănătatea nu e de fier, așa cum s-a dovedit. Am descoperit că îmbătrânesc și eu, ca toți muritorii. Nu voiam să cred asta? Asistenta dădea din cap cu compasiune, Înțelegea perfect aceste emoții. De câte ori ascultase povești similare de la pacienții ei. Din păcate, omul realizează că e muritor și fragil prea târziu. Acum, Veronica Stepanovna folosea această situație ca argument final în orice dispută cu soțul. Astfel a reușit să-i limiteze comunicarea și să-l țină acasă. Pacientul se plângea. Acum, Veronica mereu spune. Nu ți-a fost destul ce s-a întâmplat. Nu înțelegi din prima? Și ce să-i răspunzi? Ludmila a înțeles că măcar Sergeievici era foarte nemulțumit de situație, dar nu putea face nimic. Era cu adevărat bolnav și neputincios, vulnerabilitatea lui fiind enormă. Îi era milă de acest bărbat în vârstă, obosit, pe moarte, dar ce putea face? Doar să stea de vorbă să încerce să-l înveselească, să joace table cu el, tot ce era în puterea și posibilitățile ei modeste. Ludmila făcea asta cu bucurie. Era plăcut să vadă cum fața bătrânului se lumina sincer de căldură și bucurie uneori. Gândurile despre Macar Sergeievici nu o părăseau pe Ludmila nici în acea singură zi liberă pe care o petrecea acasă cu copii și mama. Ceva nu-i dădea pace, nu putea să-și scoată pacientul din minte, deși ar fi trebuit să se bucure că era cu cei dragi. Margarita Timofevna nu putea să nu observe schimbările la fica ei. Ei, spunem ce s-a întâmplat. Ce se întâmplă în acea casă? Nu ești tu însăți. La început, Ludmila încerca să evite întrebările directe, pe era jenă să bârfească, să discute viața altora. Dar mama nu renunța. Dragă, uită-te la tine, dacă acolo e atât de rău, lasă acel loc de muncă. La naiba cu banii, ne descurcăm cumva. Femeia nefericită nu-și găsea liniștea. Cine, dacă nu ea, își cunoștea și simțea fica? Ludmila a cedat doar pentru că era foarte greu pe suflet. Gândurile despre Macar Sergeevici și atmosfera din casă o chinuiau, iar suferințele mamei îi adăugau și mai multă anxietate. Cunoscându-și mama, Ludmila nu se îngrijora. Această informație nu va ieși dincolo de aceste pereți, nu va deveni publică. Și Ludmila și-a împărtășit toate grijile și observațiile. Margarita Timofevna suspina groi. Înțelegi, inima mea nu are liniște pentru el, îl las acolo și mă simt greu, deși vin la voi, știind că în sfârșit o să-i văd pe Aneca și Mișa nu doar prin videoconferință. Dragă, știu că ai o inimă de aur, dar nu te poți distruge astfel. Omul deja pleacă. Drumul său pe pământ e aproape încheiat. De ce să te chinui atât pentru el, mai ales că doar alegerile lui au dus la acest final și declin? Nu e fericit, dar ce să facem? Singurătatea lui mă taie ca un cuțit, iar Veronica are un amant în spatele lui. Cum se poate așa ceva? Mai bine ar merge mai des la bătrân. Mama o sfătuia insistent pe Ludmila să nu se implice. Ce rost ar avea? Ai înțelege că vei fi tu vinovată și nimeni nu te va lua în serios. Înțeleg tot, mamă, dar îmi e milă de el. Plictisiala și singurătatea îl omoară mai mult decât boala, iar soția îl manipulează, apasă pe punctele slabe. Ludmila, dar nu poți ajuta pe toată lumea. Ai grijă de tine, de sistemul tău nervos. Poți să-l ajuți doar făcând tot ce poți din partea ta, dar nu te amesteca în treburile altora. Este prea periculos. Asistenta dădea din cap de acord. Sfaturile mamei erau absolut logice și corecte, nimeni nu contesta asta. Dar ce să facă cu sentimentele și emoțiile sale? Asta era întrebarea. Așa a continuat timp de aproape trei luni. Nu se putea spune că timpul trecea repede, din potrivă. Fiecare zi în conac era o tortură pentru Ludmila. Ah, cu câtă plăcere ar fi renunțat la acel loc de muncă! Totul o enerva și irita în acea casă. Cu cât afla mai multe, cu cât se implica mai mult în viața de acolo, cu atât devenea mai rău. Simțea că nu are aer, indiferent de bani nimic nu-i mai aducea bucurie. E surprinzător cum, privind din exterior la oameni extrem de bogați, te întrebi disprețuitor, ce probleme ai putea avea? Puteți cumpăra totul cu bani. Și Ludmila a fost și ea prizoniera acestui stereotip. Așa pare mereu din exterior, când te lupți pentru fiecare bănuț. Dar acum, când asistenta medicală s-a cufundat cu totul în această lume, nu era deloc încântată. Dumnezeule, mai bine să te descurci cu puțin decât să trăiești un asemenea coșmar. Acești bani chiar strică oamenii. Veronica Stepanovna nu mai părea aceeași pentru Ludmila ca la prima întâlnire. Trăind sub același acoperiș cu ea, femeia îi vedea acum adevărata natură, obiceiurile. Vedea atitudinea ei de consumator și manipulatoare față de bătrânul soț. Era un spectacol insuportabil, inuman. Uneori, Ludmila simțea că vrea să se ridice și să-i spună ce faceți. Nu se poate așa ceva. Dar, conform sfaturilor mamei, iată ce smerită, deși îi părea foarte rău pentru afacerist. Mama ei avea dreptate. Nu era, în cele din urmă, Macar Sergeievici, vinovat de tot. Nu era el cel care se căsătorise cu o tânără și frumoasă femeie de ce ar trebui Ludmila să-și sacrifice capul pentru a-l salva. Amantul Veronicăi Stepanovna venea tot mai des. Prezența lui în casă era ascunsă cu grijă, dar se părea că toți cei din casă știau deja de el. Cu excepția stăpânului casei, desigur. Deci, în ultima vreme, Ludmila începea să creadă că și el bănuia ce se întâmpla în spatele lui. Tăcea doar pentru că nu putea face nimic. Această atmosferă de minciuni, înșelăciuni, lăcomie și lipsă de umanitate devenise insuportabilă pentru Ludmila și ar fi plecat, sincer, dacă nu ar fi fost un țidar. Nu voia să-l părăsească pe Macar Sergeievici. Nu voia. Chiar și antrenamentele auto pentru a se convinge că el este vinovat nu ajutau. Raționalitatea dispărea în fața compasiunii și milei ei de femeie. În cele din urmă, cât timp îi mai rămânea? Ludmila știa bine, nu prea mult. Și nu merita să-și calce pe suflet pentru a-i face ultimele zile mai plăcute? Să-l distreze, să-l facă să râdă, să-l îndepărteze de gândurile triste. Nu era nicio garanție că noua îngrijitoare nu va trata totul formal. La urma urmei, stăpâna casei cerea doar asta, restul era inițiativa personală a Ludmilei. Nu. Nu pot să fac asta. Voi fi cu el până la sfârșit, a decis Ludmila, adunându-și gândurile. În cele din urmă, avea o conștiință și urma să trăiască cu greutatea pe inimă. De ce? Trebuia să suporte măcar pentru asta, măcar pentru ea însăși și egoismul ei. După ce a luat decizia finală, sufletul ei s-a ușurat. În cele din urmă, nu mai avea acel pendul interior. Acum, Asistenta medicală vedea clar finalul moartea pacientului său. Și va fi cu el până la capăt. A trecut cam o săptămână și totul mergea relativ bine și liniștit, nimic nu prevestind un nou șoc și o nouă nenorocire. În acea noapte, ca de obicei, asistenta nu dormea. Casa asta, cu adevărat, îi aducea femei gânduri triste și o afecta psihic. Asistenta, pe vârfuri în întuneric, se descurca bine în casă, ieșea din camera lui Macar Sergeevici. Avea un neliniște pe suflet, așa că a decis să-l mai verifice o dată. Acesta devenise un obicei, chiar dacă nu era niciun apel, verifica mereu, nu se știe niciodată. De data aceasta, totul era liniștit. Bărbatul dormea liniștit, respirația lui era regulată, fără semne de îngrijorare. Ludmila s-a încinat mental. Slavă Domnului, totul e bine. Macar Sergeievici arăta din ce în ce mai rău. Sfârșitul era evident aproape, iar neliniștea femeii creștea. Cât timp îi mai rămânea? O săptămână? O lună? Nimeni nu știa cât va mai lupta corpul obosit și slăbit. Dar, pentru moment, asistenta medicală a respirat adânc, eliberată de o parte din anxietate pentru o vreme. Nu avea pic de somn. Asistenta a decis să coboare încet la primul etaj, să meargă la bucătărie și să bea apă. Din cauza nervilor, de era foarte uscat în gură. Pentru a nu atrage atenția personalului asupra deplasărilor ei nocturne, Ludmila a decis să nu aprindă lumina. De ce? Oricum vedea totul clar. Casa era deja aproape familiară în fiecare colț. Cu excepția camerelor și Stepanovna, desigur. Nu fusese niciodată la etajul al treilea. Cufundată încă în gândurile ei, femeia cobora treptele, pășind cu grijă, cât mai silențios posibil. Deși ar fi putut să nu se ascundă. Nu făcea nimic rău. Putea spune că mergea noaptea la bucătărie să bea apă. Dar, pentru orice eventualitate, Ludmila s-a obișnuit să se contopiască cu pereții în acea casă. Cel mai sigur mod de a trăi acolo era să nu atragi atenția asupra ta. Și chiar atunci, fiind pe scările dintre primul și al doilea etaj, asistenta a auzit că cineva era pe primul etaj. Ludmila auzea clar două voci. Era ciudat. Stăpâna casei nu cobora de obicei la parter, iar personalul dormea de mult. Cine ar putea fi? Și de cât timp se întâmpla asta? Ludmila realizase că ar putea să nu fie auzit ceva, fiind absorbită de gândurile ei. Persoanele de jos se certau, discutau aprins, deși încercau să fie cât mai tăcute. Ludmila îngheță de panică, ca și cum ar fi fost prinsă în flagrant delict. Un sentiment inexplicabil de ce? Dar înăuntru ei totul striga de pericol corpul ei ridica un steag roșu de avertizare. De ce se întâmplă asta? Asistenta nu înțelegea inițial cauza reacției nervoase, dar apoi logica a urmat concluzia subconștientului și vocea interioară. Corect, în această casă erau numai secrete. Toți trăiau sub tensiune, iar dacă stăpâna casei afla că personalul a auzit accidental ceva ce nu trebuia să audă, nu era nicio îndoială. Decizia ar fi clară, iar martorul accidental ar fi dat afară imediat. Inima ei bătea cu putere. A apărut un al doilea gând. Poate Ludmila exagera. Poate era doar cineva din personal care se certa. De ce să presupună imediat ce e mai rău? Femeia, abia stăpânindu-și anxietatea și tensiunea interioară, rămase pe loc și asculta. Sincer nu era deloc interesată de discuția ce părea o ceartă, dar nu voia să fie prinsă. Gândea că, oricine ar fi fost acolo, toți ar fi fost mai bine dacă ar rămâne în necunoștință de faptul că cineva le-a auzit conversația. Ludmila voia să se întoarcă în camera ei, dar acum era riscant. Ar putea face un zgomot accidental din cauza nervilor, să lovească ceva, să se împiedice. Mai bine să aștepte aici șansele să fie prinsă pe scări erau mici, tot personalul locuia la parter. Cu excepția ei, Ludmila locuia în camera de lângă stăpân, ceea ce era rezonabil și justificat. Problema ar putea apărea dacă pe parter era chiar stăpâna casei, dar era puțin probabil. Pentru a evita neînțelegeri și întâlniri neplăcute, Ludmila asculta cu atenție pentru a înțelege unde se aflau cei care se certau. Hotărâse că, dacă se îndreptau spre ea, atunci risca să se întoarcă în camera ei, altfel aștepta. Poate comportamentul ludmilei nu era cel mai logic, dar privind în urmă, analiza și găsea moduri mai bune de a acționa. Dar ce rost avea acum? O persoană aflată sub tensiune constantă, surprinsă noaptea, nu gândește mereu logic, rațional, ca în alte circunstanțe mai tipice și stabile. Acum se putea învinovăți cât dorea, dar ce era făcut, era făcut. Ludmila stătea pe trepte, în întuneric total, ascultând vocile abia audibile. Concentrarea pe sunete îi permisese să recunoască imediat vocea feminină. Cea mai înfricoșătoare ipoteză se confirmase era Veronica Stepanovna. Vocea masculină îi era necunoscută, dar după ton și maniera de a vorbi, era clar că acesta era amantul stăpânei. La naiba. Blestemă ea în sinea ei. Gândurile îi fugeau: ce să fac acum? În fața alegerii --ți luptă sau fuci, asistenta a ales al doilea, înghețat de groază și panică, incapabilă să se miște. Inima îi bătea atât de tare încât părea că se aude la câțiva metri distanță. Zgomotul din cap era surzitor, gura era și mai uscată îi era incredibil de frică să rămână și frică să fugă. Mai rău, acum auzea frânturi de fraze, detalii ale conversației, și simțea un fior rece pe șira spinării. Doamne, sărmana femeie era aproape de un atac de panică. Ludmila nu mai avea nicio iluzie despre stăpâna casei. După luni în acea casă, înțelegea ce fel de persoană era Veronica Stepanovna. Dar totul are limite, trebuie să fie granițe. Nu înțelegi cât e de urgent, șoptea stăpâna, încercând să nu ridice vocea. Bătrânul la poate muri în orice moment. Și ce facem atunci? Vocea masculină răspunse imediat și tu nu înțelegi că nu trebuie să ne grăbim. Nu e nebun dacă nu ai uitat. Va bănui ceva și ce facem atunci? Nu doar că nu va semna nimic, dar imaginează-ți ce se întâmplă dacă totul iese la iveală. De parcă nu am riscat destul până acum. Nu mai avem timp să fim politicoși cu acel urât, înțelegi. Macar poate să moară în orice moment. Amantul era clar supărat și nici măcar nu încerca să-și ascundă furia. Următoarea frază o rosti cu o notă de disperare și oarecare agresivitate, deși cu o ușoară oboseală. Doamne, Veronica! și ce propui, ce vrei să facem exact? Se părea că stăpâna casei abia aștepta această întrebare. Părea nerăbdătoare să-și împărtășească planul și începu să vorbească rapid. Trebuie să-i strecurăm un act de donație printre alte documente, desigur. Pentru a ne crește șansele de succes, putem să-i schimbăm ochelarii, de exemplu. Terminându-și ideea, Veronica Stepanovna respira greu atât de tare încât Ludmila putea auzi asta. Aștepta clar reacția bărbatului, ce va spune, cum va reacționa. Dar el nu se grăbea să-și împărtășească opinia. Se lăsă o tăcere tensionată. Ideea e necoaptă, dar interesantă, ar putea funcționa. Dar va semna macar documentele dacă nu vede textul? Înainte nu ar fi făcut niciodată o asemenea greșeală va semna, exclamă cu încredere soția lui Macar Sergeievici. Trebuie doar ca bătrânul să fie în starea potrivită, obosit și epuizat. De preferat imediat după injecția cu morfină. Știu cum îl afectează analgezicele. Acum nu e greu. Începe să aibă dureri atât de mari, încât îi se fac injecții de câteva ori pe zi. Amantul răspunse după o mică pauză, cu o oarecare reflecție în voce, da, posibil. Atunci ar putea funcționa. Dar, Veronica, asta e doar o probabilitate. Nu uita că există și un risc uriaș. Cine nu riscă, nu bea șampanie scumpă și moare sărac, dragulec, răspunse cu furie femeia. Nu sunt pregătită să nu încerc măcar. Ai văzut textul actual al testamentului? O să rămân săracă, cu trei bani pe cont. Ai dreptate, avantajele și perspectivele sunt tentante. Exact, dragul meu. Hai să mergem înapoi în dormitor. Săraca Ludmila continua să stea nemișcată, de parcă nu mai era vie. Ce trebuia să fac acum? Panica internă doar creștea. Cei doi iubiți ar putea urca acum pe scările principale și o vor găsi. Groaznic! Pur și simplu enervant de prost. Dar, din cauza panicii și șocului, Ludmila nu putea să ia o decizie. Stătea ca o statuie, incapabilă să acționeze. În cele din urmă, Ludmila realiză că oamenii de jos plecaseră. Nu puteau să urce atât de încet. Nu, sigur. Plecaseră pe la garaj, pentru a urca înapoi pe scara lor specială. Emoțiile asistentei medicale erau de nedescris în acel moment. Era la un pas să moară de frică. Excedată, Ludmila se prăbuși pe treptele de marmură, picioarele ei nu o mai țineau. Părea că organismul ei își epuizase ultimele resurse. Voia disperată să plângă, să-și plângă de milă, să-l plângă pe Macar Sergeievici și nedreptatea acestei lumii. Un nodi se așezase în gât trecuseră probabil cel puțin 20 de minute până când asistenta se obligă să se ridice. Trebuia măcar să ajungă la bucătărie, să bea apă, deoarece murea de sete. Coborând cu picioarele tremurânde, Ludmila bă un litru de apă dintr-o răsuflare. Nu se putea sătura și nu-și putea recăpăta suflul. Era deja speriată, dar acea discuție întâmplător auzită depășise toate limitele. Avea doar o întrebare, Doamne, ce fac acum cu asta? Ludmila era furioasă pe ea însă și că nimerise acolo în acel moment. Ah, cât de fericit ar fi fost să rămână în ignoranță! De ce avea nevoie de problemele altora? Mai rău, ce să fac acum cu acea cunoaștere? Doar remușcări și miustrări de conștiință, căci niciun rezultat real nu va ieși din asta trebuia să recunoască măcar pentru sine că era prins într-o capcană. Nu putea face nimic. Cine ar crede-o? Cuvântul ei împotriva cuvântului Veronica Stepanovna? Și cuvântul ei ar fi mai puternic, mai important. Și atunci cine ar crede-o pe ea, o simplă asistentă? Cel mai rațional mod de a acționa era să rămână în afara problemelor să-și bace milă de sine și să uite de acest incident ca de un coșmar. Nimic nu s-a întâmplat. Așa ar fi mai bine, nu? De atunci, Ludmila mergea prin casă ca o umbră. Încerca să evite contactul cu oricine în afară de Macar Sergeievici și să nu atragă atenția nimănui. Dacă auzea vocea stăpânei casei, încerca imediat să se retragă undeva. Îi era teamă că Veronica Stepanovna ar putea să-și dea seama de ceva doar privindu-i fața. Știa bine că nu era o actriță bună. Poate că frica era nejustificată, dar de ce să-și încerce norocul? Încerca sincer să uite acea discuție ascultată accidental. Dar nu reușea deloc. Gândurile ludmilei se învârteau constant în jurul aceleiași teme. Se tot întreba cum să acționeze. Să asculte de conștiință sau de calculul rece. Voia disperată să se sfătuiască cu mama ei. Margarita Timofevna întotdeauna găsea cuvintele potrivite, dar cum? La telefon? Nici vorbă de așa ceva. Trebuia să aștepte până joi seara. Mai era mult timp până la următoarea zi liberă. Și dacă Veronica Stepanovna plănuia să-și pună în aplicare planurile murdare mai devreme sau, și mai rău, în absența asistentei. Ludmila simțea un paralizant al voinței. Era o alegere insuportabil de dificilă. Voia să transfere responsabilitatea deciziei pe umerii altcuiva, nu să o poarte ea. Era furioasă pe ea însă și pe soartă, care o pusese în această situație, evident, pe iubiți și chiar pe Macar Sergeevici. Vineri dimineața, stăpâna casei i-a spus dintr-o odată Ludmilei, Macar Sergeievici trebuie să facă un control de rutină la clinică. După aceea avem treabă, așa că azi, până la ora 5, sunteți liberă. Sigur nu voi fi necesară? Nu va fi nevoie de ajutor. Veronica Stepanovna i-a răspuns doar cu un semn negativ din cap. Ei bine, asta e o șansă. Pot merge acasă, să vorbesc în afara programului cu mama. Ludmila nici nu știa la ce reacția Margaritei Timofevna se aștepta. Dacă era să fie sinceră, avea nevoie de un sfat pentru a-și transfera responsabilitatea. Ludmila plănuia să facă exact ce va sugera mama ei. Era sătulă de gândurile ei. Acea atmosferă în casă, Pacientul muribund, ansietatea constantă, și acum această situație. Voia să se ascundă de toate acestea, să ia o pauză. Margarita Timofevna, după ce a ascultat povestea detaliată a fiicei sale, oftă și se îngrozi. Ludmila, nici nu știu ce să-ți sfătuiesc. Eu încerc vicis. Nu știi niciodată ce e mai bine. Așa e, nici eu nu știu, izbucni Ludmila aș vrea să plec de acolo și să nu mă mai întorc. Dar cum să-l las pe Macar Sergeievici? Ar fi o trădare. Oh, nu știu. Dar dacă te implici, te-ai gândit la consecințe? Hai să fim raționali și obiectivi, o îndemna mama. Sunt mari șanse să nu reușești nimic și să suferi degeaba. Asistenta ascultantă cere, dreptate. Da, avea dreptate. Și Lutmila se gândea la asta. Imaginează-ți, continuă Margarita Timofevna, vei atrage asupra ta o forță uriașă, pe Veronica Stepanovna și pe amantul ei. Dumnezeu știe cine e el. Joci pentru Neric. Ce ar putea ieși aici? Nimic bun. Și în această orbită vei fi și tu, și copii, și eu. Totul ar putea fi în pericol, căci vorbim de sume uriașe de bani, nu-i așa? Așa e că dădu din cap obosită fica. Mamă, știu asta! De câte ori am întors în minte toate scenariile posibile? Nenumărate. Și concluzia, ce concluzie, să-mi fie rușine de conștiință și onoare, îmi pare rău de înălțime. Margarita Timofevna privia cu tristețe chinurile fiicei ei unice. O înțelegea perfect. Înțelegea frământările ei, voia să o ajute. Femeia înțelese cum să o facă, să preia lovitura asupra ei, să ofere o soluție pregătită. Da, să lăsăm totul așa cum este, dădu din cap femeia. Macar Sergeievici știa bine pe cine se căsătorea. A făcut totul singur, nimeni nu l-a obligat. Nu e treaba ta acum să-i salvezi averea te va costa mult. Și de ce? E foarte probabil să moară fericit în neștiință, căci tu spui că nu mai are mult. Ludmila ascultă cu atenție și doar oftă. Desigur, dacă privim rațional situația, cu mintea limpede, mama avea dreptate. Dar cum să-și calmeze acea conștiință care o împingea către o decizie emoțională și nesăbuită? Ludmila dădu din cap și îi promise Margaritei Timofevna că nu se va implica în problemele altora. Îi era foarte greu să fac asta. Mama o binecuvântă pe fică și strigă-ți ființeleaptă. Ludmila voia să creadă că va reuși să-și țină promisiunea. Gata, decizia fusese luată și nu mai era cale de întoarcere, dar era ușor de spus, nu și de acceptat. Inima și sufletul asistentei medicale erau tot neliniștite. Era bine că în casă totul decurgea liniștit și fără evenimente noi. Oare era liniștea dinaintea furtunii? Oricum ar fi fost, Ludmila se calmase puțin. Conversația cu mama o liniștise. Părea că acceptase întreaga situație așa cum era. Duminică nu a reușit să meargă acasă. Bătrânul se simțea foarte rău. Nu l-ar fi lăsat oricum în asemenea stare. Și stăpâna casei i-a amintit, Ludmila, vă amintiți de condiția noastră. Acesta e un caz de forță majoră. Nu vă pot lăsa să plecați. Înțeleg, desigur. Voi rămâne cu Macar Sergeievici, nu vă faceți griji. Era un moment în care Ludmila gândea că totul s-a sfârșit, dar starea pacientului s-a îmbunătățit brusc. Bucuria Ludmilei era sinceră. Bărbatul îi devenise foarte drag. Marți după amiază, Veronica Stepanovna a găsit-o pe asistenta medicală în bucătărie, unde venise să ia o gustare. Trebuie să-i faci lui Macar Sergeievici o injecție urgentă. Avem treburi peste jumătate de oră, nu le putem amâna. Ai două ore libere, dar stai acasă în caz de nevoie, ordona stăpâna casei. Ludmila a înțeles imediat. Azi era ziua aceea, despre care vorbiseră iubitorii. Criza în starea lui Macar Sergeievici i-a împins la acțiuni decisive. Era clar că nu mai puteau amâna, era periculos, deci acum sau niciodată. Asistenta a făcut tot ce a cerut Veronica Stepanovna și s-a retras în camera ei. Voia să fie cât mai departe de biroul stăpânului, unde se desfășura trădarea. Ca să se distanțeze de situație, de lumea exterioară, Ludmila a început să citească o carte. Înțelegerea îi scăpa, gândurile ei nu erau acolo. Nu putea să trăiască așa. Cum să trăiască după asta cu ea însă și? Ludmila înțelesese clar că nu putea să ignore vocea conștiinței sale, care o îndemna la acțiune. Furioasă pe ea însă și, pe onestitatea și corectitudinea sa, și pe caracterul ei neîmpăcat cu nedreptatea, Ludmila se ridică hotărâtă și ieși din cameră. Se îndrepta direct către biroul lui Macar Sergeievici, unde se desfășura totul. La ușă se opri. Ar fi bine să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Nu voia să intre fără nicio informație. Se aplecă spre gaura chei și ascultă. Așa cum se aștepta, erau trei persoane, Macar Sergeievici, Veronica Stepanovna și amantul ei. Vocea masculină era familiară și asta o aduse înapoi la amintirile acelei nopți teribile. Îndepărtându-și emoțiile, căci nu era loc pentru ele acum, Ludmila asculta. Curând înțelese că amantul stăpânei nu era acolo întâmplător. Se dovedea că era notarul lui Macar Sergeievici. Totul devenea clar. Veronica Stepanovna vorbea dulce către soțul ei bolnav, dragul meu, înțelegi că e o afacere foarte profitabilă. Profitul va fi uriaș. Ar fi o prostie să pierdem această ocazie. Bătrânul asculta, se afla într-o stare de confuzie, lucru de înțeles, având în vedere doza recentă de analgezic. Dar afaceristul încerca să nu arate asta, vorbea lent și obosit, dar ferm am citit rapoartele directorului financiar și ale directorului de dezvoltare. Probabil ai dreptate. E o oportunitate bună. Cred că avem noroc, continua Veronica Stepanovna cu o voce dulce. Gorghi Sergeievici a pregătit toate documentele. Trebuie doar să le semnezi, cum am convenit. Bine, să le semnăm, suspină greu afaceristul. Această discuție de afaceri era vizibil dificilă. Ludmila nu era sigură că înțelegea clar ce se întâmpla. Următoarea întrebare a lui Macar Sergeievici o lovi ca un șoc: Unde sunt ochelarii mei? Nu văd nimic. Totul e neclar, nu mă pot concentra. Soția, vizibil pregătită pentru această întrebare, răspunse cât mai natural: Ce? Parcă sunt în regulă vrei să-i șterg? Ludmila simți că vocea stăpânei tremurase ușor, sau doar îi se părea. Caracteristic, notarul, Gorghi Sergeievici, nu spunea nimic, suficient de deștept încât să nu se expună. Nu, nu-i nevoie. Probabil că vederea mi-a slăbit definitiv. Nu mă mai mir de nimic. Blestema ta bătrânețe și boală. Bine, Gorghi Sergeievici, ai citit și verificat totul. O să semnez așa, sunt foarte obosit. Se auzi foșnetul hârtiei, bătrânul început să răsfoiască documentele. Acum era momentul deciziei. Trebuia să acționeze sau să fugă. Îndepărtând toate îndoielile, Ludmila intră în biroul pacientului ca o furtună. Stăpâna casei scoase un țipăt de surpriză. Veronica Stepanovna strigă furioasă. Ce se întâmplă aici? Ce-ți permiți? Dar Ludmila nu se opri. Nu pentru asta se hotărâse, ca acum să fie intimidată. Ignorând-o pe stăpână și pe bărbații uimiți, Ludmila alergă spre masă. Fără să spună nimic, smulse documentele din mâinile lui Macar Sergeievici și le rupse în două. Printre ele era și actul de donație, nu avea nicio îndoială. Aceasta era o scenă mută. Naptialul, amantul Veronica -i Stepanovna, clipia în mod repetat de uimire, evident, încă nehotărât cum să reacționeze la ceea ce s-a întâmplat. Și Macar Sergeievici, deja încetinit, se uita la asistentă cu o întrebare mută în ochii săi, fără să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ludmila încerca să-și recapete respirația. În schimb, Veronica Stepanovna era în plină criză isterică, țipând la Ludmila, fată, ce-ți permiți? Ce-ai făcut, proasto? Era clar că avea multe alte epitete și mai insultătoare pregătite. Macar Sergeievici a revenit la viață, Ludmila, ce e asta? Cum să înțelegem? Bătrânul aștepta o explicație, știind că va veni una rațională și logică. Încurajat de cuvintele celorlalți, notarul a intervenit și el, cine ești tu? Înțelegi că strici o afacere mare? Asta nu va rămâne nepedepsită. Ludmila ignorat toate celelalte persoane, adresându-se doar lui Macar Sergeievici. Strângând ferm documentele rupte în mâini, încerca să explice rapid situația, relatând discuția auzită între cei doi iubiți. Trebuia să se grăbească vor fi întreruptă curând și totul s-ar fi terminat. Surprinzător și norocos pentru Ludmila, notarul și soția legală a pacientului au rămas paralizați de șoc și uimire. Ludmila concluziona, din câte am înțeles, Veronica Stepanovna nu primește nimic conform testamentului, așa că ți-a strecurat un act de donație pentru a pune mâna pe afacere și proprietăți. Asta era prea mult pentru stăpâna casei. Mergea direct spre Ludmila, strigând furioasă, dăm imediat documentele. Ce prostii spui, idioată! Asistenta medicală nu intenționa să se predea. I-a fost oferită o oportunitate să spună totul și acum trebuia să-l convingă pe pacient. Privirea bătrânului nu trăda cui crede. Nu spunea nimic. Ludmila a mers pe totul sau nimic. Ea i-a i răspuns ferm Veronica Stepanovna, să ți le dau? Niciodată. Macar Sergeievici, țineți-le. Nu le dați lor, vă rog. O clipă, găsesc ochelarii dumneavoastră potriviți și veți vedea singur. Aceasta era o adevărată confruntare între cele două femei. Amândouă știau ce e în joc și înțelegeau că nu-și permit să piardă. Veronica Stepanovna a încercat să se arunce asupra Ludmilei, dar aceasta reușise deja să-i dea documentele afaceristului. Reacția soțului nu i-a plăcut lui Macar Sergeevici și a spus cu fermitate, dacă încerci și cu mine, doar încearcă. Apoi, întorcându-se către Ludmila, i-a spus, caută-mi ochelarii, dacă crezi că aceștia nu sunt buni. Voi citi și voi studia totul și vom afla cine pleacă de aici cu un bilet de lup iubiții s-au privit îngroziți. În capul Veronicăi Stepanovna se succedau rapid gândurile, încercând să găsească o soluție. Amantul ei nu ajuta deloc, stătea palid și tremura ca o frunză. Veronica a încercat să apeleze la emoții, macar, chiar crezi ce spune fata asta. Ce prostii! Încercă să râdă, dar vocea îi trăda isteria. Am spus că vom vedea acum cui putem avea încredere, răspunse el cu o voce de oțel. Tonul lui nu admitea obiecții. În câteva minute, Macar Sergeievici, încă la biroul său, studia documentele. Cu ochelarii aduși de Ludmila, vedea acum fiecare rând și fiecare literă. Aceasta era deja o dovadă a corectitudinii Ludmilei. La jumătatea dosarului, bătrânul se opri. Evident, găsise ce căuta. Privind persoanele înghețate de groază și panică, aruncă nepăsător, cheamă poliția, drăguță. Ludmila se bucura interior. Nu riscase degeaba. Slavă Domnului! Veronica Stepanovna și Gorghi Sergeievici erau complet descurajați. Soția afaceristului nu voia să cedeze atât de ușor. Încerca să spună ceva, să-și implore soțul, dar milionarul nici nu voia să audă justificările. Macar Sergeievici era furios. Adrenalina și stresul îi dădeau putere, atenuând efectul medicamentelor. Bătrânul era de neclintit, iar toate încercările soției de a-și ușura situația se loviau de un zid de cărămidă. Amantul Veronica -i Stepanovna îndrăzni să vorbească, ea m-a obligat. Vă dați seama, Macar Sergeievici, Veronica m-a forțat să fac această josnicie, această ticăloșie. N-am vrut. Dumnezeu știe, am fost împotrivă. Aceste încercări slabe de a se eschiva au fost primite și mai rău. Acum, în această cameră, el devenise un paria nu doar pentru doi, ci pentru toți trei. Stăpâna casei se uita la Gorghi Sergeievici cu o abia disimulată. În ochii ei, el devenise un nimic. Evenimentele s-au derulat rapid. Poliția a sosit, urmată chiar și de un anchetator de la Comitetul de Investigații, o autoritate superioară. Toți erau extrem de interesați de ceea ce se întâmplase, întrebând, interogând. Ludmila a povestit de cel puțin 10 ori întreaga istorie, de la început până la sfârșit, răspunzând la un număr nesfârșit de întrebări. Sfârșitul era evident și, de fapt, lipsit de bucurie. Fosta stăpână a casei, împreună cu amantul ei, au fost escortați din conac în cătușe. Ludmila gândea, ea a spus că vrea să riște. Nu a reușit. Asistenta nu simțea niciun fel de satisfacție. Era doar epuizată, stoarsă ca o lămâie. Era de necrezut atâta agitație și tulburare cu câteva zile în urmă, iar acum totul se liniștise. Era greu de crezut. Casa revenise la ritmul său obișnuit, deci, trebuie să recunoaștem, personalul respire ușurat. Atmosfera opresivă a casei plecase odată cu fosta stăpână. După acea zi, pacientul nu a mai vorbit cu Ludmila despre ceea ce se întâmplase. Era de înțeles îl durea profund trădarea unei persoane apropiate. Macar Sergeievici avea încredere sinceră în soția sa și cu greu se refăcea după cele întâmplate. Ludmila tăcea. Ce altceva să facă? Treaba ei rămăsese aceeași. Nu aștepta niciun fel de recunoștință. Pentru ea, cea mai mare recompensă era conștiința și sentimentul că a făcut ceea ce era corect, în ciuda tuturor lucrurilor. Totuși, restul personalului casei fierbea în bârfe și savura detaliile întâmplărilor. Era de înțeles. Fiecare dintre ei suferise sub conducerea Veronicăi Stepanovna. Ea era un tiran ascuns și acum, în sfârșit, fusese făcută dreptate. Ludmila însă nu se amesteca în aceste discuții și evita întrebările directe. Subiectul îi era neplăcut, voia să uite cât mai repede de trecut trecuse mai mult de o săptămână când, într-o zi, Macar Sergeievici i-a adresat o întrebare neașteptată Ludmilei. Ludmila, vreau să te întreb ceva. De ce nu mi-ai spus mai devreme? De ce ai așteptat? Nu voia să-l mintă pe bătrân. Da, am fost lașă. Mi-a fost frică pentru mine, pentru copii, pentru mama. Nu știam ce se va întâmpla cu mine, așa că am tăcut am crezut că nu e treaba mea să mă amestec în problemele altora. Macar Sergeievici zâmb și ret auzindu-i cuvintele, dar nu ai putut să ignori necazul altcuiva, nu-i așa? Ludmila doar ridică din numeri. Ce să mai spună? Nu putea să se laude. Încă avea în minte scenariile groaznice în care totul se sfârșea prost și ea era vinovată de toate relele. Avusese noroc. Ce s-ar fi întâmplat dacă norocul ar fi fost de partea Veronicăi Stepanovna și a amantului ei? Era îngrozitor de imaginat. Cu bătrânul au lăsat subiectul deoparte. Nici lui, nici ei nu le plăcea să reia amintirile neplăcute. Relația lor nu s-a schimbat, colaborarea a continuat pe aceleași baze. Ludmila rămânea simpla îngrijitoare a unui bătrân bolnav și muribund. Aceasta mulțumea pe toată lumea. Sperau într-un viitor mai bun. Din păcate, miracolul nu s-a întâmplat. Macar Sergeievici a murit la două luni și jumătate după aceste evenimente. Ca profesionist medical, Ludmila înțelegea că bărbatul a avut noroc să lupte atât de mult cu boala nemiloasă. Dar ca om, ca femeie, Ludmila a plâns sincer la înmormântarea lui. Se atașase de el. Chiar îl iubise. Era un sentiment autentic. Chiar dacă așteptase sfârșitul, moartea faceristului a zdruncinat-o. Trecuse prin pierderea lui ca prin pierderea unui om drag. La două săptămâni după înmormântare, a primit un telefon. Era executorul testamentar al lui Macar Sergeievici, și acesta a surprins-o spunând că pacientul i-a lăsat jumătate din avere. La început, Ludmila a luat această veste ca pe o glumă proastă. Ce prostii, nu poate fi adevărat. Dar documentele confirmau cuvintele bărbatului. Era adevărat. Bătrânul a decis să-i lase o avere considerabilă Ludmilei, pentru că nu rămăsese indiferentă, pentru că a riscat pentru el. Aceasta era o adevărată lovitură. Ludmila era în același timp tristă și fericită. Era minunat că acum putea să se ocupe de copii, să le asigure un viitor și o educație bună, dar cât de mult îi părea rău pentru bătrân. Ludmila se ruga în fiecare seară pentru Macar Sergeievici. Recunoștința ei sinceră nu cunoștea limite. Era uimitor și incredibil cum nu poți ști niciodată unde vei găsi și unde vei pierde. Viața este cu adevărat surprinzătoare, oricum ai privi.